procedează poliția? De obicei există polițiști buni, polițiști nașpa. Vine ăla bun care fraternizează cu tine, numai ca să încearcă să scoată tot soiul de informații. Cel mai bine e să rămâi respectuos față de oricare dintre ei și spui nu dau nicio declarație, îți menții în continuare poziția. Că până la în funcție de, nu știu, cât de radicală este acțiunea, poliția poate să pună mai multă presiune pe tine și apelează tot ce de, de tertipuri. Dar dacă o ții pe a ta și ești ferm, că nu dai nicio declarație sau un... Repet, continuu, dau nicio declarație la orice răspuns, la orice întrebare de-a lor și ajunge, e ok. Dar la un moment dat că unul dintre polițiști spunea ceva de genul că colega a declarat deja, noi ne pusesem de acord sau cel puțin știam clar că, și, că nimeni nu va da nicio declarație, asta ne pusesem de acord încă dinainte. Și la un moment dat intră un alt polițist în sală care era cu Ana și îl urgenta pe colegul să termine cu declarațiile că deja ceilalți stau și scriu. La fel s-a întâmplat și la Mihnea, haide scrie că ceilalți stau și completează foi întregi. Și noi știam că ce am stabilit și că este doar un mijloc să ne determină să depunem o declarație. Ce și dacă nu dai declarația, pur și simplu trebuie să te lase să pleci, nu? Da, adică de ce nu spui că nu vrei să declari nimic și trebuie să te lase să pleci. Au, ce anume? De ce nu ați dat poliția de judecată, dacă tot poți să nu încă. Noi ne-am ca să depui asta de plângere, durează. Deci e în cazul meu la discuție. Dar ei au încă la dispoziție 40 de zile? Da, de obicei sunt cam două luni. Și cum ați să faci acest lucru? Este o întrebare. Asta, de vă gândi la asta.